Rin? Hei, bună dimineața, Matei! Neața Gilda! Neața Gilda! Ce cum faci? Cum să rămâi tu blocat în Constanța? Deci așa ceva... Da, în Constanța, dintre toate orașele. Dar a fost în Constanța. Da, făceam okay. Puțin mișto de Constanța acum. Mi-a fost foarte dor de tine, Neața. Neața, bine mă că te revăd. Mă bucur să te revăd, chiar dacă știu, ești puțin supărată pe mine în momentul ăsta. Gilda a lipsit o singură zi, mi-a lăsat absolut totul la îndemână să mă descurc din punct de vedere organizațional. Nu să las-o așa. I-am făcut vraiște, i-am pierdut foile, tot. E ok. Foarte urât. Foarte organizat ești, Matei. O să discutăm despre asta cu altă ocazie, știu? Matei. Adică să nu acum, deși simți vinovat, știi? Acum e bine, da. Cu toate astea, mă bucur foarte mult să te revăd. Dar și eu pe tine, și pe Sorin, și pe toată lumea. Mă bucur că-s acasă, în primul rând. Da, bine ai venit. Bine v-am găsit și ați văzut cum este afară, da? Da. Da. Deci, cine deschide ochii în acest moment și vrea să plece la serviciu instant... Se știe că trebuie să pregătească, să se înarmeze cu toate cele de iarnă. Dacă v-a schimbat cauciucurile, luați un taxi. Da, da. A, este ceva incredibil, n-are sens să mai comentăm, oricum. Asta presupun că se întâmplă la nivelul țării, nu doar în București. Da. În continuare sunt trenuri care nu circulă, drumuri blocate. Ia. Noroc că a existat fereastra asta ieri, astfel încât să poți te întorci pe autostradă. Mă bucur foarte mult încă o dată, 7:06, ne întoarcem cu restul emisiunii și restul săptămânii. După un Snow Patrol am putea să începem ziua cu Chasing Cars, chiar și Jack Johnson. Bună dimineața tuturor! Și 18 minute, ne-am întors, am primit și niște mesaje la 0758948948 din partea voastră. Bună dimineața, dragi ascultători! Nu milioane, 40 de milioane, poate miliarde, Sorin, te corectează cineva la o știre pe care ai dat-o la fix. Da, la cât a pierdut Facebook-ul pe bursă. A, așa. Mai contează? Ne-a mai... la urmă, când e vorba despre niște sume. Acum, serios. Da, știu. Mulțumesc. Cu plăcere. Și am mai primit și următorul mesaj. A murit Andrei Gheorghe și voi vorbiți despre vreme. Ne atrage cineva atenția. Da. Stai puțin, Sorin, hai să nu ne enervăm acum. O să vorbim despre subiectul ăsta mai pe larg, evident, după ce o să ajungă și Dobru în studio... Mai ales că ei au fost și colegi, este evident că o să se întâmple chestia asta, dar deocamdată putem să... Da, nu înțeleg că pe mine m-a afectat foarte mult asta cu... am murit Andrei Gheorghe și voi vorbiți despre vreme, eram meteo din jurnal. Nu. Vorbeam despre... Că am zis, ne-am bucurat că s-a întors Gilda, dacă drumurile au fost blocate ieri, în fine. Dar putem să... Îl onorăm cu principala regulă a radioului, în primul rând Show Must Go On, și o să vorbim despre subiectul ăsta pendelete astăzi, îndeajuns de mult. Deocamdată avem... Ai, ai, ai! Gheri Loco! Gilda! Așa. Și niște titluri pe care le-am găsit ieri pe la prânz undeva pregătite pentru astăzi. În loc să dezăpezească, a adormit în utilaj cu motorul pornit. Este vorba de un domn din Dâmbovița, pentru că acolo erau străzile înzăpezite și șoferul unui utilaj a fost surprins în timp ce doarme, dar în timpul programului. Eu m-am gândit că poate acasă nu avea căldură și intrând în utilaj, lăsându-l pornit, era cald, era bine, era frumos. Ce, nu te mai miră nimic, dacă oricum s-au dat anotimpurile peste cap. Aoleo, uite, iar vorbim despre vreme. Nu, bine, nu mai contează dacă se dă ziua peste, dacă dormi în timpul zi. Ce mai e noapte? Ce mai e după amiază? Hai, aici pot să fiu foarte critică, Matei. Te rog, pentru frumos. Că omul acela, dacă trebuia să dezăpezească în timpul programului, automat mulți muncesc ziua, nu noaptea. Și era nevoie ca el să muncească în timp ce ceilalți mergeau la serviciu. Știi ce zic? Da, sunt adică, total de acord. E ca și cum nu s-ar fi dezăpezit autostrada și era și venit aici. Pentru că ar fi adormit un domn la utilaj. A fost surprins de noapte, ca să zic așa. De freezing rain. De freezing rain, da, mă, cam așa. Nu știu că există freezing rain până ieri. Adică cum credeam că ploaie cu gheață. Eu așa credeam că e limba română. Ploaie cu gheață. Nu, se spune freezing rain, fiindcă am înțeles că e un ciclon polar care a venit de la ruși. Deci, freezing rain. Da, să spunem mete flosc la această știre. Așa. Și să mergem mai departe, dacă vreți. Am titlul următor, cred că o să explice tot ce vrea să însemne știrea. 5 tineri din Iași au căzut într-o fosă septică după o bătaie lângă un bar. Au. Na, știi cum e. Cine te-a băgat în...
În hazna. În hazna. Păi te-ai băgat singur, te-ai apucat să te bați la... Ai ieșit în oraș, vrei să te bați. O știre cu haz, na. Exact. Cu alte cuvinte, un fel de săpuneală. S-au bătut cu bulgări, să înțeleg, și au picat în fosa septică sau s-au dat pe derdeluș. N-am prea multe detalii despre înainte. Da, adică nu spune nimeni ce s-a întâmplat înainte, spune toată lumea ce s-a întâmplat după. Știi că unii au fost duși la spital cu probleme de respirație, știi? Dar da, de la pneumonie, că au răcit, că era zăpadă, probabil, și în haznaua aia. Deasupra. Dar hai să trecem mai departe. Așa. Și tot din țară, din România, vine următorul titlu. Este vorba despre un proiect. Numele localităților scrise cu Â din I se modifică și actele localnicilor se vor schimba atunci când vor expira. Este un proiect, în continuare vă spun, care propune ca toate numele să fie scrise conform Academiei. Pentru că avem, cum este și exemplul, Câmpul Lung în 94 a devenit prin lege cu Â din A, nu cu Â din I. Și mai avem diferite orașe, după cum știți, unde numele sunt trecute cu Â din I, gen Câmpina. În gară scrie Cimpina. Da. Păi așa caut și eu, atunci... uite, atunci când caut trenuri spre Câmpul Lung Moldovenesc, de fiecare dată pe site-ul CFR trebuie să caut Cimpul Lung, pentru că altfel nu-mi găsești. Exact. Câmpul Lung Moldovenesc, Î. Da. Așa și asta este proiectul, dar cum o să mai am update-uri în legătură cu acest proiect? O să eu cred că mulți ofer. Oameni nu o să vrea să-și schimbe numele. Uite, eu cunosc și noi cunoaștem unul care nu vrea să-și schimbe din Â din I în Â din A. Da, dar că doar la localități aici, de fapt, știi, mă și eu cred că la asta se referă. Ziceai la un moment dat că titlurile. Și... Și da, ei trebuie... okay. Numele localității? De unde te-ai născut? Din că buletin? Ei trebuie okay. să-și modifice actele în buletin, da, 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 gata, dacă scrie orașul cu Udini, în ideea asta doar, știi? Da, mulțumesc, Giulia. Și mai ales dacă sunt cei în vârstă și au buletine de alea care da, exact. Expiră, îți dai seama. În cazul în care scrie orașul Ü în buletin, trebuie să-l schimbi. Din Â din I, în Â din A, mai ales că e la finalul cuvântului. Și tot vorbind de noi și de vreme, că e inevitabil, asta se întâmplă și pe afară, un controlor a fost prins în tren cu țigara aprinsă. El a fost surprins pe ruta Galați-București în timp ce fuma într-un tren și normal că s-a supărat pe cei care l-au surprins și a început să facă ca toate alea pe acolo și na, un ion care a îndrăznit să-i reproșeze că dar de ce fumezi în tren? Eu n-am voie, tu de ce ai voie? Nu e legal, nu e. Pe atunci ce faci? Ce fraier, eu dacă eram în locul lui, eu îmi dădeam singur o amendă. Adică pur și simplu, începeam să-mi completez datele frumos, să-mi scriam pe și n-o semnai, nu? Respectiv. Evident că n-o semnez, ziceam, nu semnezi, nu semnezi, mă mutam în partea cealaltă. Ok, bine. Păi și ce facem acum? Păi nu puteți să-mi dați decât o singură amendă pe călătorie. Deci la revedere, fumez în continuare. Bravo, Sorin, mă bucur foarte mult că ai specificat ce ai fi făcut tu în locul lui. Dar vezi... asta nu înseamnă că este nu, și nu, ok, absolut. Că este verificată treaba. Era doar o idee. Dacă ar fi fost din Brăila, poate ar fi decurs altfel lucrurile, dar așa dacă era din Galați. Da. Da, mi-a plăcut. Așa, mai am două știri din afara țării și cu acestea două vom termina Ghiriloco astăzi. Un tip din Marea Britanie a transmis live pe Facebook, acea companie care a pierdut atâția bani, imagini de la o partidă de dragoste. Aha. Pentru a se lăuda prietenilor. Și nu vă gândiți că el a scăpat bazma curată, pentru că el a fost condamnat la 7 luni de închisoare după ce a transmis toată treaba asta în direct de Valentine's Day. M-am și speriat, am crezut că o să spui că era virgin, că de-aia n-a scăpat bazma curată. Nu, dar e bine că a luat. Ce bine că ți-a fost frică de asta. Da, și n-am zis. Dacă aș fi zis gluma asta foarte proastă, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Da. Și atunci, ultima știre, orașul din Venezuela care a pus în circulație propriile bancnote, se numește Elorza, cred că se citește corect, Elorza. Cei de acolo au început să emită propriile bancnote din cauza crizei economice care afectează întreaga lor țară. Atâta vreme cât au frunze, presupun că o să se descurce în continuare. Mi-aduc aminte de copilărie. Da. Pietricele, frunzulițe. Da, practic, na, câtă frunză, câtă iarbă. La tine, Venezuela, America de Sud, pe despre ce vorbim? La tine, Sorin, chiar, Gilda, la voi cum era? Ce reprezenta pietricica și ce reprezenta frunzulița când erați mic? Sau nu știu, de fapt, dacă tu ai prins. Ai făcut banking? În spatele blocului? Da, dar nu cred că m-am gândit vreodată să pun vreo sumă pe toate. A. Adică erau schimburi de-astea. De-mi nu,
Da, nu. Fost foarte dezorganizată când erai mică. Serios? Ce bine că nu sunt când sunt mare, știi, și contează. Anumite frunze costau mai mult, adică erau mai valoroase decât celelalte frunze. În funcție de dimensiune. Iar alte frunze doar se cumpărau. Pentru că nu aveai de ce să... Erau ca bonurile de... cum se cheamă? De bonuri de masă. De bonuri de masă. Bani, da. Bonuri valorice, vrei să spui. Bonuri valorice. Care sunt tot bonuri de masă. 7 și 26, astea au fost toate, da? Da. Mulțumim foarte mult, ne întoarcem cu vremea. 37, în sfârșit putem oficial, fără să se mai ia nimeni de noi, să vorbim despre vreme cu Gilda. Acum o să ne spună exact ce ne așteaptă, deși mai contează, vrem să știm de fapt, asta e întrebarea. Păi, măcar dacă nu v-ați dat jos din pași și nu ați tras draperiile, dar vedeți așa că este o lumină foarte puternică afară și foarte curată, foarte albă, să știți că este de la zăpadă. Pentru că a revenit acest fenomen în țară, dacă ieri vorbeam despre, nu știu, ploi înghețate și... o vreme rece pentru această perioadă a anului, să știți că acum este mai rău decât era ieri. Și în București gândiți-vă că sunt minus 4 grade Celsius, este cod galben de ninsoare și gheață în capitală. Maxim ajunge la 2 grade Celsius, dar să nu vă culcați pe ureche, pentru că trebuie să curățați mașinile, să aveți grijă la drumuri, pentru că avem în acest moment aceeași discuție pe care o aveam prin ianuarie sau februarie, când a început să ningă așa abundent, de s-au închis și școli prin oraș. Dar în fine, asta e probabil altă discuție. În rest pot să vă spun că în celelalte orașe mai avem, ca să faceți o idee așa cum este toată imaginea în toată țara, în Bistrița în acest moment sunt 0 grade Celsius, în Brăila sunt minus 5, în Brașov minus 2, în Constanța și în Cluj-Napoca 0 grade Celsius, în Craiova minus 4, în Daraban minus 7, în Suceava minus 8, în Timișoara minus 2, în Vatra Dornei în acest moment avem minus 5 grade Celsius, în Vaslui minus 6, în Reșița minus 4, în Roman minus 6 și în Sibiu încheiem neutru, de fapt, acest buletin informativ, sunt 0 grade Celsius. Ninge, aveți grijă cum circulați, din câte știu trenuri sunt anulate din anumite părți, deci dacă plecați și la drum lung aveți grijă să verificați starea acestora pe Infotrafic, site-ul oficial care vă poate furniza informații de această natură în timp util. Ok, Gilda, mulțumim foarte mult! Bineața, doamnelor și domnilor, 7 și 44 de minute. Salut! Neața, dobră. Neața. E ciudat, pentru că nu știu cum să... I don't know. Pentru cei care s-au trezit acum dimineață și n-au văzut aseară, a murit Andrei Gheorghe. 56 de ani, stop cardiorespirator, am înțeles. Yeah. Și e ciudat, pentru că pentru mine și alții care am început cu el radio-ul, e wow, eu înțeleg cam cum se ție, că mă gândesc la mine și eu n-am avut oarecum nicio tangență, dar nu cred că aș fi ajuns în locul ăsta dacă nu aveam, știi, măcar un minim reper de genul ăsta. Cineva care să facă ceva altfel. Dacă te gândești, primul studio de radio a fost văzut live la TV, cumva. Yeah. Când a avut el 13-14 și făcea în direct la TV, atunci era șocant să auzi radioul urmărind postul TV. Și să vezi un studio TV. De televiziune. Yeah. Da, yep. Cumva. Că nu m-am gândit niciodată la asta. Eu mă gândeam când chiuleam de la școală, ca să... Nu uitați? Da, normal, la 13-14 întotdeauna. No. A fost prima oară când am avut curaj să sun în direct într-o emisiune de radio, pentru că era ceva legat de Enrique Iglesias, eram super fan și până la urmă am închis că trebuia într-adevăr să plec la școală, să terminase și emisiunea, așa că am lămas. Eu am rămas impresionat că în Brașov nu se auzea. Nu era 13-14. Adică nu era Pro FM la început de tot. Și veneam în București și îl ascultam și era what the hug. Adică ai voie să spui aceste lucruri pe post? Adică what? Ai, ai, ai. Rapati pi opo, gheperi pi la pa. O să mai povestim și probabil că și tema tot pe subiectul ăsta o să fie cumva, vedem. E ciudat. Știi, îți vin de lea în cap. Ar fi vrut să fii dement acum, să... Și nu-ți vine. Aseară am văzut la televizor. Am ajuns acasă, la drum la televizor și am văzut-o. What the hell? Și am sunat și am anunțat câteva persoane.
că a fost, deci vezi, ai zice că n-a fost, dar a lăsat atât în noi, oamenii de radio și de marketing. Adrian, de exemplu, a învățat primele lecții de marketing, a fost de la Andrei. Iată. So, ha? Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Vin multe mesaje pe nu l-au prins, practic, la radio. Ce înseamnă generații mai noi, la ce te referi? Nu știu, sub 25 de ani, probabil. Cred că mai știu, pentru că a avut un matinal acum 2 ani. La Pro FM. La Pro FM, revenise puțin. Deci măcar așa cumva l-au cunoscut și dacă l-au căutat, sigur au văzut mai multe informații despre el. Păi, doamnelor și domnilor, 70. Ca să evităm extremele ori prea patetice, ori prea triste, ori prea răutăcioase. Ce vă aduceți aminte de la Andrei Gheorghe? Nu cred că e om care l-a ascultat și să nu-i rămână ceva în minte. Cât timp ați fost colegi la Pro? Păi am venit în același timp, în 90. El a venit în 96, cu un pic înaintea mea, am venit în 97. Și el a plecat din radio, te trebuie să mă uit pe un CV, dar cred că undeva prin 2000. Păi, da, 7.57, bună dimineața, vin știrile cu Sorin. Dimineața continuă. Opt și trei minute, doamnelor și domnilor, bună dimineața. O dimineață ciudată pentru mine. Când a murit regele era cumva un bun public care se cădea foarte tare să fie discutat public. Acolo a trăit în spațiul ăla. Într-un fel, Andrei, la fel, în sensul că a fost o persoană publică, pentru mine însă înseamnă foarte mult personal în cariera mea, în profesia mea de radio. Și sunt multe amintiri. Și e, cred că, prima oară când mi se blochează puțin cuvintele, pentru că îmi vine emoții foarte puternice. So, asta e tema de astăzi, doamnelor și domnilor. Ce vă aduceți aminte de la Andrei? Melodia cu Paraziții, Pro FM-ul cu Dobro Craioveanu, Exarhu, Gheorghe, Călin Gheorghe și Meno mi-a făcut adolescența. Vocea lui inconfundabilă și cultura lui. Pentru mine, Andrei Gheorghe a însemnat un om în doldura de cultură, cu rever în replici, care n-a stat niciodată la negocieri cu prostul. Oleo, nici cu mine nu stătea, trebuie să recunosc. Îl enervam, adică
stăteam de vorbă și la un moment dat îl enervam și te enerva și pleca, nu mai, nu suporta să discute cu mine. Mult. Ei, când am venit în Pro FM, adus de Marius Dobre, el venise de puțin timp. L-au adus de la Sky Constanța, unde făceau niște emisiuni absolut demențiale, Midnight Killer. Și pe primele zile a ieșit scandal în radio. Asta știam, mi s-a povestit. A ieșit scandal în radio pentru că unii dintre colegi ziceau că n-avem cum să ținem un astfel de om, că ne face de râs, că ce-i asta, cum se poate. Alții au început să-l susțină, spusese niște mari nenorociri, nu mai știu. Și nu mai știu exact cine a zis, unul dintre directori a zis: nu vă spărați, vă dați seama că vorbim de o oră despre el? Și atunci cumva a venit la toți. Nice. Eram pe hol. Îmi vin amintiri. Fumam pe hol. Eram nou. Și ies, îl văd, îl știam. Discută cu unii, cu alții. Se întoarce către mine cu țigara așa: tu ce o să faci aici? Și eu zic: nu știu exact. I baby bip. Ba. Da. Ce la fix a intrat și jingle-ul ăsta. Uite cum se potrivesc toate lucrurile astăzi. După care au început, îi dădeam pasa, pentru că făceam înaintea lui, făceam făceam 10:13 la un moment dat, și el venea 13:14 și făceam next-ul. Și aveam un schimb de discuții la next. Nu știa niciodată cum o să vină. Deci era, nu știam, vine nervos, urlă, vine glumeț, vine iubitor, vine, mai venea, mă mai pupa pe cap, venea, intra și înjura, adică nu știai niciodată. Și după aia au început niște lecții. Stăteam afară la țigară și îmi ținea lecții de, nu știu, uneori peste o oră, de radio. Nu mă întreba nimica. Discurs. Discurs despre dinamica de radio, despre echilibrarea orei de radio, despre Howard Stern vorbeam, despre libertatea de exprimare, despre toate lucrurile astea. Și pe toți cu care a lucrat i-a învățat. Deci stătea și vorbea și îi plăcea să ține expozeuri, să vorbea cu nerv, cu drac. Vorbea apăsat. Asta mi-a plăcut mie, de fapt și de drept. Faptul că de fiecare dată a vorbit cu nerv. Adică cu ceva, pur și simplu, cu o substanță. Nu contează că a vorbit în direct, că a scris și a avut ceva de zis. Pe mine asta m-a prins întotdeauna. După, cred că nu trecuse mult timp de când, cred că după ce a fost făcut director și m-a invitat la masă. Ne-am dus la un restaurant la Cătălin pe Știrbei Vodă, acolo plăcea. Se știa cu Cătălin și cu mama lui Cătălin. Absolut. Și ne-am dus și am stat de vorbă. Și m-am prins că vrea să vadă, să mă evalueze, să vadă ce să facă cu mine. Și brusc a venit, mi-a dat matinalul pe mână. Întâi m-a pus, făceam 10:13 în fiecare zi și în weekenduri dimineața. Multe luni de zile. Și mă duceam la el: vreau și eu să mai merg acasă la Brașov. Cu atâta, nu știu cum să zic, desconsiderare, mi-a zis. Deci nu mai puteam, deci munceam în fiecare zi de câteva luni de zile și cu atâta desconsiderare. Numai pentru că te plângi atâta o să-ți iau emisiunea din weekend. Că te plângi, că muncești, nu știa să muncești. Oh, God. Nu face radio din plăcere. Yeah. Ne chema pe la el, făcea, el era rus și făcea niște seri de astea, ne chema pe toți cu un bol de icre negre, oh my God, cu pâinici prăjite și cu vodka. Oh God. Asta era tot. Oh God. Și dă-i și stai. Trebuie să recunosc că multă vreme, bine, în continuare de altfel, până în momentul de față, te-am invitat de fiecare dată când ai povestit despre el. Am invidiat contactul ăsta
de primă mână pe care l-ai avut cu un om care a schimbat pur și simplu, de la el, de la el se poate denumi momentul zero. După părerea mea, a schimbat ce înseamnă radio la noi în țară. Cât despre amintiri legate de el, sunt trei care mi-au venit până acum în minte. Două amintiri de radio și una din radio. Cea din radio, momentul în care l-am cunoscut, când a început să lucreze la Guerilla, la noi, când aveam sediu în Casa Presei. Și l-am cunoscut fizic pentru prima dată, am dat mâna cu el. Și îți dai seama că aveam imaginea Andrei Gheorghe în cap, auzisem de când eram mic despre el, îl ascultasem și așa mai departe, și a venit momentul să dau noroc cu el. Și a fost senzația ciudată, știi, când îți cunoști un idol și ai impresia că e mai mic de înălțime decât cum ți-ai fi imaginat, știi? Altfel, momente pe radio au fost, evident, piesa aia cu Sneakersy. Dacă o mai țineți minte, n-are cum. Nu. Nu? Nu-mi vine să cred. Nu. Da, mi-a marcat radio, pur și simplu. Cum ai început de radio? Era o piesă pe care el o descoperise și o tot dădea pe post în draci. Sneakersy, uite, ceva în rusește, în fine. Și maratonul de Midnight Killer, pe care l-am urmărit când l-a făcut. Maratonul pe care l-a făcut, dar nu de Midnight Killer, el a făcut un maraton pe radio de vreo două zile. A fost un Midnight Killer maraton, așa parcă se chema. Așa s-a chemat? El nu mai făcea Midnight Killer la Pro FM. Nu știu, e foarte cunoscut termenul ăsta de Midnight Killer Maraton și nu mai știu cum se cheamă. Nu știu câte zile. Doamne, câte tâmpenii făcea. La un moment dat l-a chemat pe unul. De la, nu mai știu de la ce ziar era, care scrisese ceva rău de el sau nu mai știu ce. Și la noi erau invitații, era un butu de știri cum ar veni. Adică studio era într-o cameră și era butu de știri în cealaltă cameră. Și a venit ăla și l-a înțepat până l-a zis ceva care putea remotely să fie înțeles jignitor la adresa soției lui Andrei. Oh, wow. La Mariei. Ce ai zis, mă? Păi, nu știu ce a zis, s-a dus și l-a bătut. Noi eram dincolo, nu venea să credem. S-a dus și a tras una. Eram. Apropo de întâlnirea ta, Matei, cu atunci când aveam noi sediul în Casa Presei, tot acolo am avut și o întâlnire față în față cu el. După ce am dat știrile orei 10, el ajunsese deja acolo, era la cafea, la țigară și evident m-am dus și eu. Și eu gândindu-mă că o să mai fie oameni, în momentul în care am intrat eu la fumat, toată lumea a plecat și a rămas doar eu cu el. Vă dați seama, un moment awkward pentru mine. Și nu știu ce s-a întâmplat. Da, și mă gândeam, ok, bun, m-am așezat, m-am pus și eu liniștit, asta, și el mă întreba, da, salut, tu la știri, nu? Și zic, da, eu la știri. Bip, 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 bip. Zic, da, știu. Las că o să vezi tu. Bip, 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 bip. Și aia a fost o discuție chiar interesantă. Aoleu, doamne. Dar a avut dreptate în ceea ce a zis. Adică la modul concret, chiar a avut dreptate. Ce a zis atunci cu bip, 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 o să vezi tu cum se bip, bip, bip știrile în câțiva ani, uite că a avut dreptate. Dacă vorbești de libertatea de exprimare, dude, mamă. Adică nu. El a avut atâta cojones și libertate interioară de exprimare, că în momentul în care a fost fotografiat, filmat, fumând o țigară, toată lumea aștepta a doua zi. Era huge, adică nu exista cineva să ne asculte 13-14, era huge. A apărut pe prima pagină într-un ziar și de ăsta de tabloid. Și toată lumea aștepta să vadă, recunoaște, nu recunoaște, zice, nu zice. A intrat direct. Da, am fumat marihuana. Da, țigara era cu marihuana. Știa că s-ar putea... Nu știți ce era atunci, ce însemna să fumezi marihuana. Știa că s-ar putea să fie arestat. A fost arestat. A fost arestat o zi întreagă. Mamă. Nu exista negociere, nu exista finețe, cum facem noi acum să nu se supere ăla, să nu se supere... Na. Înțelegeți acum... Închidea telefoanele ascultătorilor dacă începeau altfel propoziția. Dacă începeai cu trebuie, deci. Dacă începea cu deci, nu începea cu concluzia. Așa închidea. Înțelegeți acum un pic din ce fel de atitudine am luat eu de-a lungul timpului. Da, acum înțeleg. Acum înțelegeți? Înțeleg. Ok. Jucam poker cu Craioveanu și cu el. Ne făceam varză. Râdeam. Pokerul era... un pretext. Pretext. Mai mergeam la Vlad. Vrea să mai acum mașina odată. Vrei să mai acum mașina? Cobori! A coborât?
cred că era obosit. Da. Și am plecat, eram pe Mihai Bravo. Și au oprit mașina pe banda a treia. Deci lângă axul drumului au oprit. Eu nu mai pot să conduc, condu tu. Wow. Olă, Doamne. Neața, nu pot uita documentarul făcut cu Andrei despre Eminescu. Spune cineva. Cât detesta expresia părerea mea ca om. Neața, a mai fost viralizat și când a poftit afară un invitat la emisiune care l-a insultat și pentru că a refuzat i-a dat un pumn. Cred că ăsta ziaristul era. Am 26, mi-a răfat clasica replică, ești ultima verigă, nu ești... Da, veriga slabă. Mai slabă, veriga. Nu, da, ascultătorul zice, ești ultima verigă din lanțul de la vece. Lanțul de vitrinilor. Eram în școală generală încă și fugeam de acasă după ore să ascult 13 pași pe cu Andrei. Mi se părea că nimeni nu spunea lucrurilor pe nume cum o făcea el atunci. Așa yep. era. Yep. Nu-mi aminte 13 pași pe și energia pe care o transmitea, faptul că nu se cenzura și avea curaj să spună ce gândește. Iar pe marketing era inventa atâtea trăznăi. De ziua lui, de Sfântul Andrei, a inventat ziua usturoiului, Muș Day. Avea și o melodie cu Muș Day. Muș Day, să te, nu știu ce pe ei. Și făceam concurs pentru restaurante produse pe bază de usturoi. Wow. Bine, pizza cu usturoi, de tot, dar era cu fotografii, cu de toate, cu presă, cu televiziuni. Foarte tare. Era. Doamne, doamne, doamne. Ar fi multe de spus despre Andrei, dar în acest moment cred că cel mai bine sumează ce simt asta. Rest in peace, you magnificent bastard. Lanțul slăbicinilor și parteneriat împotriva cenzurii, mi-aduc aminte, îmi pare rău că era. Asta zice lumea și e plutește în aer pentru cei care l-au cunoscut, că e băgat că a murit singur în casă. Da, m-am gândit și eu, de fapt, la asta mă gândesc de ieri, de fapt și de drept. Și chestia asta mă frământă cel mai mult, actually. Pentru că avea o componentă de singurătate din cauza multelor degete de fuck you aruncate de jur împrejur. Era o dată 24 fani, din care citeam două articole, ale lui Dobro și ale lui Andrei. Nu eram nebunit după TV sau radio, dar scria mai bine decât Dobro. Scria, Doamne, ți-mi un articol despre câini. Începuse curățarea Bucureștiului. Cioșcuri, câini de Băsescu. Și-a scris un articol despre cum ajunge un câine în rai. Și în rai sunt numai crnați. Dar avea un stil. Era mai bun ca mine și pe radio și l-a scris. Vocea lui inconfundabilă de aseară. Simt un gol ca și cum o bucată din mine și din liceu și din facultate s-a dus. Acum instant îmi vin în cap o emisiune în care închidea pe toți cei care începeau să vorbească cu deci. Și sentimentul care mi l-a dat și care, pe care mi l-a dat, ți-ar fi zis, și care a rămas într-un fel, e că fac ce vreau eu cât timp gândesc liber. Iap. De 8 martie într-un an ne-am dus cu motocicletele și dădeam flori la femei pe stradă, în mașini. În alt an ne-am îmbrăcat toți în femei și am invitat ascultătoarele să vină îmbrăcate în bărbați. La... Era undeva pe Mihai Cogălnicean, nu mai știu cum se cheamă, o discotecă, un club. Și am dus îmbrăcați în femei toți. Wow. Da, fuste, machiați, peruci. Iar femeile îmbrăcate în bărbați ne ciupeau. Doamne! Și când am venit în București, am dat prin el, prima dată am dat față în față, am dat ochii cu cultura asta, tot ce însemna pentru România pe atunci underground. Adică eu veneam din Brașov, unde se citea Cioran și Ionescu, adică ne scuzați, și vin și face o carte, ți-mi minte, Terry Hatchett. Mă uit, era în engleză, zic, cum se citește în engleză, mă gândeam, aveam 20 de ani. Scăpa din 22 de ani, 21, ceva de genul. Și... am zis acasă, am început să citesc și am zis, păi stai, eu n-am terminat încă Biblioteca Națională, ca să zic așa. Dar el m-a învățat, vorbind foarte mult, vorbea cu Ada Rossetti foarte mult, erau foarte pe aceeași vibrație, pe filme, pe cărți, pe astea. Și vorbind mult, te învăța să dai, să fii un pic mai iscoditor, să nu iei numai ce ți se dă în mainstream, cumva.
Mergeam la el, tot așa, am văzut cu Vlad odată la el și ne-am uitat la cei șapte samurai. Varză, evident. Și ne uitam, wow, și râdeam. Și era toa. Ei, sunt trist, dar el sigur ar fi fost un pic sarcastic pe tema propriei morți, sunt absolut sigur. La 13-14 n-avea chef să pună emisiunea pentru că era obosit și a pus piesa Somn Bizar de la Iris Peripit până la final. Andrei era, avea un amestec de Howard Stern cu Andy Kaufman cu, cam așa, cu cineva mai rău. Deci era și rău. Doamne, când vrea să fie rău, cât de rău era. Doamne, te făcea, dar numai din voce. Și ne povestea Maria, de exemplu, prima lui soție, când mai mergeam pe la ei sau așa, și ne povestea cât de dement e și în viața personală, în sensul că nu știai la el. E așa pentru că este timid, e așa pentru că de fapt este fragil și de-aia e așa de rău cu toată lumea. Și ne povestea Maria. Zice, într-o zi eram în metrou și a văzut ceva, unul se luase de una sau ceva. S-a dus la pogni pe ăla, l-a luat cu bătaia. Dar altă dată, de exemplu, el ne povestea că a încercat cineva să-i fure Mariei din geantă. Mm. Și în autobuz undeva. Ea a început să urle la hoț și să fugă după el și Andrei m-a ajutat cum să o țină. Stai că iei bătaie, stai că nu știi cum sunt ăștia. Doamne, îmi vine atâtea amintiri în cap. Eu mi-aduc aminte de sarcasmul și umorul teribil din Lanțul Slăbiciunilor. Nu l-am cunoscut, dar atunci, la vârsta adolescenței, fiind, mi-am imaginat că e un super om cu care te distrai teribil, dar care te și punea la punct fără să stea pe gânduri. Exact, exact așa era. Eram copil, țin minte, se auzea cum trăgea din țigară. Ah, cool, motherfucker. Și știa foarte bine ce face. Țin minte că stătea și îmi spunea, băi, diseară vreau să dau microfonul, să îi tai gate-ul, adică cel care oprește microfonul în care, în momentul în care sunetele sunt foarte slabe, când sunt doar sunetele din cameră, de exemplu, microfonul taie. Și el a vorbit cu rumburacile, ziceam noi ăștia la IT, așa le ziceam, erau doi rumburaci. Și le-am vorbit să dea, astfel încât să se audă orice sunet, ca să-i se audă fumul de țigară, știa? Yeah. Orice detaliu. Și asta ne preda cumva, cui vrea să-l asculte. Fiecare detaliu contează. Orice cuvânt pe care îl folosești aiurea și greșit. Orice sincopă uite, vezi cum fac eu acum. Orice sincopă în elocvență, în cursivitate. El m-a învățat, de exemplu, fii atent. Ce ți-am zis și eu, Matei. Mm. Ca să ai o intervenție dinamică și construită bine, trebuie neapărat să știi cum termin fraza. Dacă știi cum să o termin, când nu mai ai cuvinte, te duci direct acolo și nimeni o să știe că tu n-ai vrut să o termini atât de repede. Dinamică, voce, vocea se lua de la el, pentru că îl auzeai cum dă din el, cum țipă. Este fibra de om de radio, să dai tot timpul, să scoți, să vorbești. Asta e, asta cred eu. Hack you. Nu-ți convine, tai-o. Eu chiar cred asta. Yeah. Asta învățai din vocea lui. Apropo, îmi aduc aminte în primii mei ani de radio, cum observam la tine și la Craioveanu, mai apăreau diferiți noi colegi. La Radio Gherila, evident. Și îi judecați cumva pe fiecare în parte, dacă limită sau nu pe Gheorghe. Era cumva imboldul ăsta al tuturor. Fiecare care voia să se afirme într-un fel, trebuia, n-avei cum de fapt, schimbase atât de mult și trăsese după el atât de mult, încât aproape că puteai să vrei să nu limiți, dar tot făceai chestia asta. Și judecați așa pe toți. Dacă limită, în ce măsură limită pe Gheorghe? În ce măsură îl urăște? Pentru că erau mulți care nu înțelegeau de ce este atât de liber. Când a făcut fotografia, deci după ce a fost arestat și toată lumea la pune gri și așa mai departe, țin minte, încă nu era Facebook. Dar rușinea se juca altfel, se juca așa. Dacă apăreai pe o pagină de ziar cu ceva rușinos, rușinea o simțeai de la ceilalți, nu o vedeai pe Facebook spusă. Și țin minte cum a ieșit din casă la câteva zile după. Și mergând foarte abătut, îl vedea lumea și vorbeam între noi, că era foarte abătut, pentru că toată lumea, adică nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă, toată lumea când intra undeva și s-a dus special într-un mall, deci s-a dus să dea piept cu oamenii, toată lumea se uita la el, pentru că era la știri, vorbea Adrian Năstase, era prim-ministru și a venit la ProTV și a vorbit despre Andrei Gheorghe și a spus, da, nu e normal să fie arestat, o să le liberăm, primul ministru al țării. Și
el s-a dus să dea piept cu acest oprobiu public stupid, nu? Adică absolut. A fumat o iarbă. Wow! Wow, ce să zic? Wow! Da, în același timp a fost pentru prima dată în viața mea când am auzit de un asemenea caz făcut public la noi. Da. Și s-a dus pur și simplu și a dat piept uitându-se la toți cum se uitau la ei. La el. Neața, pentru mine Andrei a fost primul om de radio care vorbea altfel, liber, nebun. Midnight Killer, 13-14 au fost emisiunile de căpătâi în adolescență. Mi-a plăcut, am observat slipul freudian pe care l-ai făcut mai devreme. Foarte fain a fost. S-a dus să dea piept, să-i vadă pe toți cum se uitau la ei. Da, așa este. Avea calitatea asta de oglindă, știi? Sunt unii oameni... Fac și ei greșeli, dar parcă nici nu contează, pentru că parcă principala lor calitate este că ți arată ție cât de blocat ești, cât de urcios ești. Necitit. Necitit ești, ești da. Exact. Deci noi ne certam pe chestii. Că mai citeam. Bine, amândoi citeam și amândoi... Amândurora ne plăcea să menționăm tot felul de personaje, de Descartes, de Freud, discutam despre Freud. Bună dimineața, 8:25, doamnelor și domnilor. Încearcă și 9 minute, doamnelor și domnilor. Bună dimineața. N-am făcut. Aveți vreun NCVS? Nu. Ok. Doar dacă vreți, NCVS-ul meu este că în bibliotecă am cartea Midnight Killer a lui Andrei Gheorghe, pe care am adus-o cu mine. Este scoasă în 2006, am citit-o cu mare drag atunci când a apărut și este o recomandare culturală, dacă vreți. Ce ai zis că a fost? A doua? Da, din banii mei proprii personal câștigați, este a doua carte pe care am luat-o de la librăria Eminescu, după ce am chiulit de la școală pentru a merge acasă cât mai repede. Da, era un om antisistem. Am uitat ce vreau să zic înainte să dau reclamele. După tot ce pățise, la câteva luni după, apare o poză cu el în Național, parcă. Era el cu steagul României pe post de cum să-i zic, prosop, kind of. Pe cruce. Știi fotografia. Da, mă duc aminte și eu. Wow. Evident. Iarăși, ce discuții. Distruge single-handedly creștinismul României. Aoleo, Doamne. Da, doamnelor și domnilor, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio, o veste tristă aseară. A murit Andrei Gheorghe. În anii 90 ascultam fascinată în gardă, eram asistentă medicală, emisiunea lui de noapte, Midnight Killer. De câte ori aud Adam in Chains, al lui Billy Idol, mi-aduc aminte de el. Și muzică, deci nu vă spun câtă muzică aducea. Eram în armată și n-aveam cum să dorm când era Midnight Killer, nu venea să cred ce emisiune avea omul. Uneori îmi notam ce spunea și le vindeam la băieți a doua zi. Tot acolo auzeam Placebo. Îmi dau lacrimi în timp ce vă scriu, mare om. Salut, despre Andrei, nu de la radio sau TV, ci din parc pot să vorbesc. Eram în parcul Plumbuit, aproximativ acum 12 ani, cu fiul meu. În parc se întâmplau manifestare cu scenă și politicieni de seamă. Eram chiar lângă Andrei, iar el era împreună cu fiica lui, unul dintre ei.
unghiile Andrei, pentru că mie mi-a dat foarte mult ca om de radio și lui Adrian era foarte mult ca om de marketing. Lui Liviu i-a pus microfonul în față, ca să zic așa, pentru că au făcut o emisiune împreună, o emisiune de noapte, și practic i-a făcut cunoștință cu radio-ul. Ars cu o flacără atât de puternică încât a făcut imposibilă recunoașterea esenței. Eram de la școală, eram lipită de 13-14, aveam în jur de 11 ani și mă lăsau ai mei să mă uit. Era fascinant să-l aud atât de liber în exprimare. Am recunoscut un tip de inteligență și de umor al generației tatălui meu. Cred că de-alea am învățat sarcasmul, dar și pasiunea în vorbire. M-a atras mereu emoțional, de-aia sentimente inexplicabile de bunătate. Pentru că împărțea. Și acum câțiva ani, când a intrat la Pro FM, cred că a fost singurul om de radio căruia, în ciuda faptului că eram concurenți practic cumva, a simțit nevoia să-i dau înapoi imediat, pentru că mă enerva foarte tare cum suna microfonul lui, cum era reglat. Și l-am sunat și am zis: dă-ți mediile, fă aia, nu mai știu. Asta m-a marcat, asta m-a atras. Așa am învățat eu că asta înseamnă libertatea la radio. Serios. Și libertatea aia bineînțeleasă de radio, adică exact ceea ce vorbeam noi la un moment dat, radio is the theater of mind. Cred că a reușit să aducă zona aia. Cel mai fain lucru mi se pare că libertatea asta a fost foarte bine organizată, de fapt. Și adică n-a fost ok, s-a hotărât cineva, sunt liber, zic absolut orice, te dai cu capul de primul perete sau primul prag de sus și aia ți-a fost. A durat o săptămână maxim. Nu a fost ceva foarte bine pus la punct, astfel încât să ridice media dintr-o țară întreagă. Da, păi despre asta era libertate foarte bine șlefuită. Adică era declinată și turnată, dacă vrei, ne învăța cum să ne gândim la o oră de radio. Și era, practic, libertatea turnată în forme frumoase. Adică ne explica, stai așa, vorbești, mai bagi o piesă, să nu plictisești pe ascultător. Când nu se așteaptă, pac, intri peste el să-l surprinzi. Trebuie să împarți ora, să fie bine echilibrată, să fie eterogenă. Tipurile de conținut le împarți. Yeah. Libertatea văzută și ca un produs, nu? Da, nu știu dacă vorbeam cu el despre asta. Asta am învățat-o în facultate, la ASE. Nu, dar era, cred că asta e, libertatea turnată în forme. Ca niște prăjituri. Prima oară când am mers la masă cu el și mi-a zis: nu mai știu de la ce am pornit. Și mi-a spus un citat de-a lui Nietzsche, foarte frumos: zeii au picioare ușoare. 8:37 de minute. Napolact. 32 de minute, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Astăzi este, cred că nici n-ai zis, Gilda, nu? Pentru că vorbeam despre
lucrurile astea. Astăzi este Ziua Internațională a Fericirii, 20 martie. Și cu ocazia asta, Hervis oferă 15% motive în plus pentru a fi fericit, să te bucuri de ce ți-ai dorit de mult. Mi-a luat de la Hervis ultima oară o bluză Nike. Trebuie să recunosc la reduceri. Aia verde. Am venit săptămâna trecută cu ea. E frumoasă. Da. Și dacă intrați pe site și faceți cumpărături pe online pe site-ul hervis.ro/store, găsiți acolo direct magazinul. Băgați, introduceți, pardon, smile, liniuță, 15, ăsta este codul, și aveți 15% reducere. Și acum cred că o să vă găsiți și lucruri care să vă ajute pentru vremea care este, chit că este și echinocțiu de primăvară sau tot. Yep. Afară ninge în continuare, deci v-ar ajuta niște lucruri foarte bune. 8:43 de minute, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vorbim astăzi despre Andrei, chiar dacă e pentru unii greu de dus, iar pentru unii poate e plictisitor, cei care nu l-au cunoscut și nu înțeleg de ce dăm atâta importanță lui Andrei. Dăm atâta importanță pentru că realmente, și nu zicem asta de multe ori, realmente, fără el, piața media cred că își întârzia eliberarea cu ceva timp. Era foarte politically incorrect. Foarte. Vă aduc aminte așa câteva lucruri pe care le-a făcut. Mi-aduc aminte și ascultătorii. Cea mai bună emisiune a lui Andrei a fost 13-14 pentru Orbi, în care a descris senzorial tot ceea ce îl întrebau persoanele nevăzătoare care sunau. A fost huge. Suna prostituatele din ziar și le întreba de ce fac asta. A fost o revelație 90 când a început la Sky Constanța pentru noi în Jurilovca. Vocea deosebită și concepțiile libere. Eram dependenți de el. Acum câțiva ani, când a dus pizza la DNA. Iar el a fost cel care a dus pizza, corect? Da. Ne-a băgat în viață Rammstein. Ne-a băgat în viață Tatu. Milenial nu cred
să găsesc nevoia și dorința de libertate de exprimare. Chiar din potrivă, o dorință de conformism și de unitate și de lucru împreună. Dar la generația Z, cred că o să vedem, o să se nască din nou oameni care iubesc libertatea individuală. Că pulsează lucrurile astea. Când se duce probabil societatea în egoism prea mare, vine o generație, cum e cea a milenialilor, de oameni care vor să facă lucruri împreună și pentru care e mai importantă comunitatea decât individualitatea, după care musai, ca să nu se distrugă omenirea și să nu ia razna în mișcări de-astea rupte de instinctele personale, se nasc probabil individualități de genul ăsta. Păi, bună dimineața, doamnelor și domnilor, 8 și 48 de minute. N-au venit invitații? Nu, încă. Zăpadă. Ok, vom vedea. Dobro, când ai vorbit ultima oară cu Andrei, cred că atunci, acum vreun an, doi, când s-a dat Pro FM și când l-am sunat să-i zic cu microfoanele să-și le regleze, cred că atunci a fost. Nu eram, eu cu el nu eram prieten, Liviu era prieten cu el. Erau prieteni în sensul că petreceau timp împreună și noi mai petreceam, dar nu pot să zic că eram prieteni. E genul ăla, știi, ești coleg și mai ești din când, din când în când la o bere sau mai vezi un film împreună. Mare, ai rămas cel mai bun om de radio. Da, e trist. Dacă așa e. Că mă gândeam la chestia asta mai devreme puțin. A murit regele, genul ăsta. Trăiască regele, cum da. Ar veni. Dar chiar cred că ne aflăm în situația asta. Fără ok, dar o să vorbim peste câteva zile despre asta. Înțeleg, de ce yep. Cel mai bine. Mai puțin decât era vedetă Andrei, care era vedetă prin lucruri la care puteai să aspiri, nu care doar te distrau sau care doar îți umpleau ziua sau te făceau să râzi. Exact, și reprezenta posibilitatea asta de a putea fiecare, dacă muncește destul de mult, dacă are destul de mult talent și așa mai departe, să devină vedetă, că mi se pare că a fost prima vedetă self-made. Practic. Și au existat vedete și crescute organic, sănătos înainte, numai că erau cu mai aparatul de marketing în spate, da, TVR-ul da. Și toate chestiile. 8:51 de minute, doamnelor și domnilor, și îmi cer scuze dacă pentru unii suntem, sau sunt, astăzi, că vorbesc mult despre Andrei, sunt... Foarte ciudat, pentru că imediat vă zic. Facem și noi un pic de curat? Bine, dau eu cu asta. 54 și asta ziceam că aseara a fost ciudat pentru că dacă m-ai fi întrebat
stupid, evident, dar dacă m-ai fi întrebat acum, nu știu, ceva timp, cum cred că mă voi simți dacă se va întâmpla ceva cu Andrei Gheorghe, ok, a fost o parte din viața mea, nu ne-am mai văzut de mult. M-a surprins foarte tare cât de mult m-a răscolit și m-a afectat pe mine aseară. Și după aia m-a surprins foarte tare că am primit, nu știu dacă am primit vreodată atât de multe mesaje de condoleanțe mie, care, na, nu eram cercului numărul 1 de apropiați. Și în momentul ăla, eu, deci m-au prins plângând și a fost foarte ciudat că așa, într-un spațiu de ăsta foarte unfathomable, niște persoane s-au prins, niște persoane m-au sunat, niște persoane mi-au scris și s-au prins că am fost afectat. A fost ciudat. Eu nu m-aș fi așteptat să fiu atât de afectat. Percepția asta o am și eu, apropo de relația dintre voi. Nu știu, într-adevăr, nu știam cât de apropiat sunteți sau nu, dar mi se pare foarte evident faptul că el a lăsat prin tine mai mult poate decât prin alții, știi, ca generație, chiar dacă, în fine, diferența de vârstă între voi nu este atât de mare, ca de la generație la generație, adică nu sunt zeci de ani, sau nu știu. Sunt vreo... În fine, ca percepție 14. Cel puțin. Da, în fine, sunt doar 14 sau 14. Acolo ceva de genul. E o generație. Nu e dita mai diferența, dar a lăsat direct așa cumva, ești... un fel de urmaș în multe feluri. Nu vreau să devin și eu acum sau să pun paie pe foc. E generația care atunci când deschidea microfonul la radio spunea altceva decât se auzea la un telejurnal în mod normal. Asta e chestia. Și automat voi erați fix o mână de oameni la pro, dar era și generația pro la radio și la TV care era altfel. Și venea cu altfel de informații și cu un altfel de curaj și cu alternativa pentru ceea ce însemna și sistem educațional și felul de a gândi. De aici pornește, cred că, și toată apropierea între idei și între nume și între ce se întâmplă acum. Da. Și ați împărțit o chestie care e cumva mai puternică și are o greutate așa mai mare decât o prietenie, pur și simplu. Asta este. Ne-a insuflat și mie și lui Adrian, ne-a insuflat un mod de a vedea radio-ul pe care îl regăsești la puține persoane. Așa este. Iubea foarte tare radio. El ne zicea totdeauna că radio este soția și televiziunea e o amantă pasageră. Păi, bună dimineața, doamnelor și domnilor. 8:58. Știrile imediat cu Sorin Badea. Sorin Badea, este ora 9:03, gherila de dimineață continuă. Și anunțaseră că vor să vină la Pro TV-ul, că la PNT-ul și PNL-ul fuseseră, vor să vină la Pro TV-ul să ne omoare pe toți. Adrian Sârbu a dispus să se pună sus, unde era emițătorul și unde eram și noi la etajul 10, să se pună un grilaj, dar care putea fi scos de 3 oameni, cred că, da, astea au sudat ei un fel de grilaj așa. Eram terminați. Eu unul eram mort pe mine de frică. Aveam, nu știu, 25 de ani, nu știu cât aveam. Și eram... Și Andrei a spus, ok, femeile și copiii pleacă acasă. Era ceva cu copilul, mai știu. Pleacă acasă. Și rămânem noi. Și zic, Doamne, numai să nu se gândească ea la noi, la Pro FM, la... Poate uită de Pro TV, poate... S-a dus Andrei la microfon. Nespălaților! Ce căutați în București? Nu gândiți, n-aveți o minte cât o nucă și voi vreți să luați decizii în numele țării? Și a început să-i înjure. Păi, aoleu, Doamne! Asta înseamnă libertate la ea. Eu atunci aș fi tăcut, lasă-i naibii să plece și vorbim după aia. Cum se înțelegea cu Sârbu, mă întreabă cineva. Foarte bine, Sârbu i-a dat... el a fost director la Pro TV.
Să că după aia vine ăia, ne dă cineva afară, pierdem job, nu mai facem niciodată jurnalism. A, da, și mie mi-e frică să spun, dar nu de cineva, ci de ascultători. Nu, stai, aici e vorba de pur și simplu, orice, adică libertatea de exprimare legat de something, nu ceva foarte... Clar, de așa cum am zis mai devreme, libertatea de exprimare nu mai este o valoare în momentele astea și în generația asta. În generația asta, libertatea de exprimare contravine puțin nevoii de coeziune. E o generație care are acest spirit, acest zeitgeist, dacă vrei, să fie împreună în numele unor idealuri mai mari. Libertatea de exprimare nu mai este cool. O să fie din nou la un moment dat. Dar, sau o să fie... Pentru unii, noi de exemplu, o păstrăm și o să o păstrăm, însă cu grijă. Noi, vreau să spun că noi, eu unul, nu spun lucruri ca să nu jignesc anumiți oameni și să se creeze un curent ăsta de Facebook, Dobro este nu știu cum sau este nu știu care, și să boicotăm gherila. I know. Și să moară toată gherila și toți colegii să nu mai aibă unde lucra. Asta e teama mea, că eu... Știi, este culmea. Dacă, de exemplu, cum a fost manifestații din piață, manifestanții din piață, dacă se pornește o nebunie de asta, că jos, Dobro, etc., eu cred că sunt ultimul care rămâne aici, pentru că rămân, eu nu vreau să fac niciun ban un an de zile, n-am nicio problemă să lucrez fără bani. Și mă pui aici, plătesc din banii mei chiria și asta este, ăsta va fi radio. Stai liniștit că îți propun să facem pe din două, știi că nu banim. Bătăi tăbagi? Așa normal. Dar nu, sunt vremuri în care, repet, libertatea de exprimare este destul de văduvă. 9 și 8 minute, doamnelor și domnilor. Bună dimineața. Pe doamnelor și domnilor, nu știu cum se simte pentru voi, pentru noi, cei care am fost în Pro FM și care... am lucrat ani de zile cu Andrei. E așa, simt o un fir care ne leagă pe toți. Vorbeam mai devreme cu Adriana Bârstan la telefon. A fost producătoare dimineață și în toți anii aia de la Pro FM. Și acum o să intrăm în direct cu cei de la Pro FM, cu Sebastian Coțofană. Îl așteptăm să intre. Pro FM. 9:17 și oricâte momente amuzante cu Andrei Gheorghe pe radio am ascultat, oricât am vorbit noi despre el, deși, cum spuneam, spre regresul meu, eu n-am reușit să-l cunosc, cred că cel mai bine ar fi să discutăm cu cineva care l-a cunoscut foarte bine în toată poezia lui și în toată nebunia lui, pe Andrei Gheorghe. Bună dimineața, Dobro! Bună dimineața, Sebastian! Bună dimineața, Radio Gherila. Într-un fel, îmi pare rău că... Mă bucur că ne auzim, dar îmi pare rău că ne auzim în condițiile astea. Da, așa este. Și vreau să-ți spun că trăiesc așa niște clipe foarte ciudate încă de aseară, pentru că nu sunt unul dintre prietenii din cercul 1 al lui Andrei. Am lucrat împreună foarte mulți ani, am petrecut momente și extra radio de câteva ori, intense, aș putea să zic, fără să zic mai mult. Fără să intri în detalii. Fără să intru în detalii, însă este foarte, foarte puternică și am mai vorbit cu colegi care la fel, ca să zic așa în ghilimele, doar am lucrat cu el. Dar văd la toți cât de important a fost Andrei, acum se vede, știi? Că asta vorbeam și cu ascultătorii noștri și cu colegii mei. Dacă m-ai fi întrebat acum un an ce zic despre Andrei, a fost, la un moment dat, an de zile din viața mea, coleg și mentor pe tot ce înseamnă radio. Și asta am spus din totdeauna, el m-a învățat ce înseamnă radio. Și nu vorbesc prostii. Adică eu greu aș recunoaște că am învățat ceva de la cineva. Și crede-mă, de la Andrei am învățat... Crede-mă, Sebastian, am învățat radio. Le povesteam mai devreme ascultătorilor cum mă ținea ore întregi pe hol la țigară, ore întregi și îmi preda radio. Cu subiect și predicat. Îmi preda ce înseamnă libertate de exprimare. Îmi preda ce înseamnă cultură. Nevoia să citești ca să poți să vorbești. Nevoia de a citi, pardon, ca să poți să vorbi.
ce înseamnă dinamică, ce înseamnă omogenizarea unei ore, ce înseamnă construcția unei ore de radio, ce înseamnă relația cu ascultătorul, ce înseamnă relația cu microfonul, toate astea, ce înseamnă grija pentru detalii în radio, toate astea mi le preda în ore, realmente. Și a avut încredere în mine. Andrei, când a venit, când a fost numit director, noi am venit cam în aceeași perioadă la Pro FM și când a fost numit director foarte devreme după ajungerea lui în București, mi-a dat, a început să-mi dea cele mai importante tronsoane și până la urmă cel mai important, adică matinalul. Nu pot să zic că mă plăcea neapărat, îl enervam de foarte multe ori. Asta voiam să întreb, da. Dacă ați avut meciuri. Da, dar totdeauna. Adică nu, cred că eram pentru Andrei exact genul de om slab, gândește că aveam 22 de ani, venit proaspăt în București, speria de trolebuze. Cred că eram genul de om slab care amintea poate de o slăbiciune a lui și îl enerva treaba asta. Și bine, în același timp nici nu tăceam și discuțiile noastre erau ori îmi preda el lucruri și vorbea el, ori dacă vorbeam și eu, la un moment dat, după vreo 10-20 de minute, îl enervam și mă jura și pleca. Ceva de genul. Auzi, da. Știi ce vreau să te întreb? Că eu vorbeam cu Ramona, colega mea, și nu știam exact cum să tratăm toată chestia asta, în sensul că ne gândeam, băi, Andrei Gheorghe, ce-ar fi făcut în momentul ăsta? Ar fi râs, ar fi făcut mișto până și de chestia asta? Dar el, să știi că... De moartea lui? Crezi că ar fi făcut mișto Andrei Gheorghe? Nu, nu, eu nu cred că... El nu era un miștocar, să știi. Și el nu avea nevoia asta de a obține râsetele celorlalți. Nu, el avea nevoia de a îi tulbura pe ceilalți, de a-i mișca pe ceilalți, de a zgâlții. Ăsta era talentul lui. Așa că eu cred că dacă ar fi aflat despre moartea lui, în primul rând nu ar fi fost de acord. Cât de tare e asta. S-ar fi certat cu cei care ar fi spus că el a murit. Cum nu suntem nici noi și nu suntem de acord. Și dacă tu spuneai că l-ai cunoscut și ai lucrat atâta timp cu el și totuși te-a afectat destul de tare chestia asta, nu o zic doar așa, eu nici măcar n-am apucat să-l cunosc și regret, pur și simplu regret, pentru că eram puștan și ascultam 13-14 cu Andrei și spuneam mai devreme la radio că m-a inspirat foarte mult. Avea două coordonate, știi, doi vectori. Unul era ce puteai învăța pe radio și despre radio de la el. Și altceva, celălalt vector era când îl vedeai cum se manifestă în public, ai fi zis acum total nepoliticos. Adică de multe ori trăznea câte una și pleca, avea stilul, îmi povestea, s-a certat tatăl cu, nu contează cu cine, o persoană cunoscută. I-a zis ceva și îmi povestea a doua zi, băi, i-am dat-o, m-am întors și am plecat, magistral. Adică știa să facă gesturile astea și se bucura ca un copil după aia, explica, vezi cum am făcut și m-am întors și toți se uitau. Era, și ce învățai de la el foarte mult era libertatea, da? Care, ok, discutabilă de multe ori, dar el era pe pământul ăsta ca să te învețe libertatea. Libertatea personală, libertatea individuală, libertatea de gândire și de exprimare. Și era genul ăla de făcător de joc. Când se afla într-o cameră undeva, evident că nu putea să tacă sau să, să nu fie în centrul atenției, dar era făcător de joc prin greutatea lui, prin gravitația pe care o avea și care îi era conferită de acest grad de libertate mai mare decât al celorlalți. Noi eram încă prinși în bun simțul pe care îl învățasem de la părinți, dar care de multe ori trebuie zgâlțit, nu, ca să meargă societatea mai departe. Ei, el o făcea și el ne-a învățat și pe noi să o facem, cei care am lucrat cu el. Da. Dobro, ca să încheiem așa cumva într-o notă ceva mai veselă, spuneam mai devreme că Andrei Gheorghe a fost unul dintre oamenii care m-au inspirat. Nu sunt pupin curist, să știi. Cel de-al doilea ai fi tu, pentru că îți urmăream matinalul când eram puștan la Pro FM. Și ca să glumesc așa, cred că am putea să ieșim la o bere în curând, că na, mi-aș fi dorit să-l cunosc și pe Andrei Gheorghe, aș vrea să te apuc pe tine. Nu sunt numai eu, mulțumesc, e foarte patetic ce spui, în cel mai frumos sens al cuvântului patos. Nu sunt numai eu, să știi. Vlad, de exemplu, era mai apropiat de Andrei decât mine și cred că a preluat mai mult din nebunie și din demență și din exprimarea liberă. Liviu, de exemplu, era prieten cu el, adică se vedeau foarte, foarte des, petreceau foarte mult timp împreună și au făcut emisiune împreună. Dar să știi că recunosc că am luat foarte multe de la el și mă bucur foarte tare, pentru că aș fi fost cu totul altfel ca om de radio dacă nu era el. Și cred că era mai plictisitor. Cred că am luat de la el
nu că n-aș fi avut-o și înainte, dar cred că n-aveam curajul, dacă nu-l cunoșteam pe el, să provoc de dragul de a zgâlți oamenii și de a-i pune să se gândească și la alte perspective, la alte fațete ale adevărului. Mulțumesc mult de tot că ai vrut să intri în direct cu noi, Dobro. Mulțumesc, Sebastian, și nu știu cum să zic, un fel de gânduri, nu aș vrea să zic condoleanțe, un fel de gânduri bune pentru Pro FM, pentru că e locul unde, locul spiritual unde mulți ne-am format ca oameni de media. O să zic eu în felul ăsta, ești bine cu Pro FM pentru că binii îi învinge. Mulțumesc, atunci spun și eu, Sebastian, salut Andrei, ești în aer. Mulțumim, Dobro. Te pupăm. Salut, Sebastian. Pa, pa. 25 de minute. Și o să rămână în aer. Bună dimineața! Facem și noi... Teamă. Ca orice moment ăsta intens... public vorbind, cei care o să-l înțeleagă sau care au vibrat cu Andrei Gheorghe o să-l simtă într-un fel, iar ceilalți o să pornească o grotească horă de bănuieli, întrebări, clickbait-uri, nevoia de a face publicitate, cui rămâne averea, ce se întâmplă cu copiii, de ce era în momentul ăla îmbrăcat în tricou, o să înceapă, garantez, că o să înceapă toate astea. Și asta este. Așa e piața. Supun că de la un anumit nivel de celebritate se întâmplă chestia asta, dar stau foarte liniștit, fiindcă sunt convins că într-un final o să se cearnă și o să rămână ce important în urma lui. Da, evident. Și așa e viața, Matei. Dacă ar fi cineva care nu e în zona noastră de interes și noi l-am tratat probabil foarte neemoțional. Trebuie să recunosc că aseară și până și azi dimineață mă gândeam dacă e o glumă de-a lui. Știi? Andy Kaufman style. Dacă a vorbit cu mai mulți cu Arafat să facă o glumă de genul ăsta. Că citisem atunci am zis clar că este. Știi, când m-am trezit a fost ca și cum după aseară când am văzut la televizor și am zis ok, adevărat. Am dormit și azi dimineață cred că am zis, păi, dar dacă, ia stai așa, dacă a făcut el o din asta. Dacă ar fi făcut așa ceva, dacă face, în fine, ipotetic, total, n-ai avea cum să te superi pe el, în primul rând. Da, exact. La mână. Hai să-i fac un cadou. Dacă o știa pe asta. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 9:30 de minute. Metallica Goes Punjab. Eu, zice cineva, eu l-ascultam permanent și tot permanent nu rezistam să termin o emisiune. Așa de rău mă enerva stilul lui gigantic. Că și-a făcut prima dată site-ul. Mă. Puțină lume avea site, încă nu erau bloguri, era site. Și avea un slogan acolo, odată ce a ajuns rege, nu te mai poți ascunde. Ah, da, mi-aduc aminte. Avea un narcisism foarte asumat, așa, grandiozitate asumat. Și când intra era o voce, vocea lui care făcea era trippy rău, site-ul. Rău. No, 31 de minute, doamnelor și domnilor, să ne amintim și de îndatoririle noastre. Și una este aceea de a ajuta micii întreprinzători, așa cum am făcut-o începând cu perioada de exil, ca să zic așa. Țineți minte că așa a venit ideea când am zis, băi, hai să ajutăm business-urile mici, că poate ne ajută și pe noi Dumnezeu la rândul nostru și reușim să repunem ghela pe picioare. Și uite că s-a întâmplat și uite că am făcut și parteneriatul ăsta frumos cu Banca Transilvania. Nu știu dacă aveți, eu zic să aveți curajul și să nu vă fie teamă că
n-ați fi în concordanță cu momentul, pentru că viața merge mai departe. Show must go on, radio-ul merge mai departe. 0758948948. Avem București întreprinzător, doamnelor și domnilor. Și o să te certe oamenii care tu nu mai vorbi de el, că tu nu l-ai cunoscut. Tu nu l-ai, tu abia l-ai văzut odată. Tu ești pe tine te ura. Exact ca atunci când a venit în radio. Exact ca atunci să creeze controverse în jur. Bună dimineața. Urmează Bucureștiul întreprinzător, mentorat pentru întreprinzători, gândit de Banca Transilvania. Hei, Mădălin. Hei, bună dimineața. Bună dimineața, Mădălin. Ce zici? Ce business ne prezinți? Vă prezint o aplicație mobilă ce permite efectuarea de programări într-un timp foarte scurt la medicii din România. Wow! Docbook se numește aplicația. Este prima aplicație de genul ăsta din țară. Și va ajuta foarte, foarte mult procesul acesta de programare. În momentul de față durează undeva 10 minute, un sfert de oră minim, spre 24 de ore. Încă o dată, Docbook? Docbook. E aplicația asta pe fundal roșu sau ceva, cremiziu, nu? Exact. O găsești atât pentru Android, pe Google Play, cât și pe App Store. Pentru utilizatorii de iPhone. Wow, foarte bun rating aveți. Și avem și un site oficial. Eu căutând pe altă pagină de internet. Există docbook.ro, exact, care la fel ne poate ajuta să ne facem programări online. Exact. Focusul îl punem pe zona de mobilitate, pentru că majoritatea, toți în momentul de față, stăm cu telefonul în mână. Fie că suntem la coadă la pâine, fie că suntem în stație la metrou, fie că absolut. Ne pregătim să intrăm la film, putem face o programare. Mădălin, cum ați făcut? Ați vorbit cu fiecare doctor în parte și ați făcut contracte? Sau cum, care este sistemul? Da, discutăm cu fiecare clinică în parte, mai exact. Aveți doar cu clinici private sau și de stat? În momentul de față private, urmează și cu cei ce activ, ce colaborează cu statul. Okay. Da, bine, în momentul de față majoritatea clinicilor lucrează și cu casa de sănătate, de contează. Aha. Am descărcat, am intrat între timp pe aplicație. Îmi place incredibil de mult cât de repede s-a deschis, cât de ușor merge. Mai e și o animație pe fundal, exact, un film de ăsta, exact, care merge în buclă. Nu te întreabă, nu-ți cere să te înscrii nicăieri, să completezi nimic, nume, mail și așa mai departe, ai localitate. Scuză-mă că te întrerup, Matei. Îți solicită în momentul în care dorești să-ți faci, programarea. A, ok. Ai apăsat butonul finalizează. Dar nu e primul lucru cu care te întâmpină. Asta mi se pare un pic deranjant. Majoritatea aplicațiilor face chestia asta. Ai localitate, specialitate, data, mod de plată aici și caută. Simplu. Și la obiect. Yep. Exact. Bine, felicitări, Madeline. Una idee este al tău? Site-ul, aplicația este, da? Este un proiect în care suntem implicați 7 oameni și totul a plecat de la o durere de spate apărută undeva la 10 noaptea. Și nu știai unde să te duci. Wow, foarte bună idee. Exact. Și de acolo a plecat totul. Foarte bună idee. E un lucru foarte frumos. Mulțumim. Mădălin, și noi. Baftă. Toate cele bune. Ba. A fost Bucureștiul întreprinzător și va mai tot fi. 9 și 36 de minute, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Avem o scurtă pauză și ne întoarcem. Napolact Bioțio. 9 și 41 de minute, doamnelor și domnilor. Ne aducem aminte de tot felul de lucruri cu Andrei Gheorghe. Mi-aduc aminte când a venit el de la Constanța odată și a zis era în perioada, cer scuze, dar trebuie să fac un pic de introducere. Era perioada în care Gigi Becali era șeful României, în sensul că îl bătuse pe unul de la ProTV în direct, cumva pe Malonga Parfait sau nu știu ce. Era un reporter ăsta ciudat de sport, i-a tras câteva palme pe
Mugur Mihăescu, Garcea, care era mega celebru, l-a bătut și pe ăsta. Pe Cristian Dură Popescu l-a înjurat, l-a scuipat la nu știu ce. Făcea ce vroia el, voia el. Încă n-avea probleme penale. Și era un, cumva o frică să te duci la becalii care stea cu pieptul în față și să-i zici ceva. Andrei Gheorghe lucra la ProTV, la Vedete cu Sacu, mi se pare se chema. O emisiune în care vedete adunau bani pentru copii. Și s-a dus spre el. Asta ne-a povestit el după ce s-a întors. Zice, m-a dus la el și l-a văzut că vine spre mine. Și zic, fac cam piața Chiliei în Constanța, frate, că nu merge altfel. Și s-a dus becali la Andrei și a început, bă, tu ești ăla, bă, de la ProTV, care, bă, tu ai zis de mine, bă, că... Băi, taci, băi, din gură, că eu adun bani pentru copii, băi! A început să urle la becali și becali s-a făcut mic. Băi, da, băi, tu știi că sunt copii care, băi, tu ai atâția bani, uite, adun pentru sac, băi, pentru emisiune, acum trebuie să-mi dai bani mulți, dăm bani mulți acum, trebuie să-mi dai bani mulți. Și a luat vreo câteva mii de euro, nu știu, i-a dat becali. Da, băi, băi, dacă e așa, băi, da, normal, băi. Cineva cu care pot comunica în același limbaj. Ce avem aici? Și era de el, știa foarte bine, a făcut să-i foarte, foarte conștient. S-a gândit, dacă nu vorbesc ca el și nu-l domin pe limbajul lui, mă nenorociște și pune bodyguard, să mă omoare, era cu bodyguard. L-a făcut. Era foarte fericit că l-a făcut. Bună dimineața, 9.43. Matei, tu ziceai de piesa asta, că o dădea el? Da, e unul. No, și 46 de minute, doamnelor și domnilor. N-ai fost ieri la sală? N-am ajuns. Până la urmă o să vin joi. Ai scăpat. Am sărit ca popcorn. Ca o floricică. Se antrenează Robert pentru meci, are un meci la Oradea și a stat 40 de minute în ring, iar noi am intrat, cred că eram vreo 5, care intram unul după celălalt. Aveam timp, 10 minute, să ne odihnim și ne-a nenorocit pe toți, nu mai puteam, deci era...
Am luat una, m-am dezvirginat ficatul, să zic așa. Adică am luat una la ficat, aoleu. Încet pentru el, dar wow. Și ieri m-am întâlnit și la sală cu cineva de la Libertatea și vorbeam, apropo de ce vorbeam ieri pe post cu hashtag Salvați Pipera sau campania cum nouă a lor, da. Campania nouă și care a fost bine primită de firea, culmea, că îmi spunea el, băi, bine că a zis de bine de ea, pentru că putea să acuze că suntem politici sau ceva, ceea ce nu este cazul, și a zis că și ea vrea să găsească soluții, ceea ce e o treabă. 9:47 de minute, doamnelor și domnilor. Și ea vrea să găsească soluții altcineva pentru ea, cum ar veni. Da, ceea ce nu o să se întâmple, pentru că ei trebuie să vină cu soluții. Primăria trebuie să vină, ei trebuie să facă treaba, ei trebuie să vină cu soluții. Nu? Da. Așa zic. Păi, doamnelor și domnilor, mulțumesc dacă ați rezistat astăzi, ca să zic așa, pentru că n-a fost obișnuita lejeritate și superficialitate profundă pe care avem în fiecare zi. Dar asta înseamnă radio. Asta înseamnă radio. Am probleme și cu vocea astăzi. Păi, 9:48. Ne auzim mâine. Nu? Normal. Gilda, tu vrei să povestești? Tu când ai auzit prima oară de Andrei? Eram atât de mică încât nu știu. Dar asta mă gândesc, cât de mulți sunt care n-au auzit, nu l-au prins atunci. Pentru că cei care l-au prins la Pro FM trebuie să înțeleagă. El își făcuse treaba deja. Treaba lui a fost să spargă foarte multe taburi în mass media românească. Își făcuse treaba, acum era de distracție, ca să zic așa. Cred că aveam vreo 10 ani. Deci dacă mă gândesc la conștientizarea momentului în care știu cine a fost Andrei Gheorghe, cred că a fost undeva prin 2000, deci aveam vreo 10 ani. Deci știam ce face, cam pe unde să învârte, după care am început să mă uit la 13-14, pentru că puteam să iau decizii pentru mine cât de cât aveam televizor în cameră și mă uitam la emisiune. Dar adolescența mea a fost marcată de el, nu, bine, copilăria spre adolescență cumva. Cartea am luat-o când aveam 16 ani, deci în zona aceea în care m-am maturizat și am crescut. Adică și exact aveam... când trebuie. Da, pentru că, uite, vezi, mie mi se părea un om așa rău, arogant, dar pe de altă parte avea toate motivele să fie, în sensul în care era atât de citit și știa atât de multe lucruri, încât nu îți permiteai să intri într-o polemică cu el decât dacă aveai mai multe argumente și citeai mai multe cărți sau, nu știu, aveai alte repere. Și mi-a plăcut întotdeauna treaba asta, că, nu știu, am văzut ce înseamnă naturalețea. Și de fapt, ți-am zis și la început, să văd cum se face radio la televizor, când era fiecare structura cum trebuia și separat, dar îl vedeam pe Andrei Gheorghe, pe care îl auzeam la radio, îl vedeam la TV și cum stă și cu ce nonșalanță vorbește, ce tot ce se auzea, știi, dincolo de difuzoare. Și ce ușor părea să faci radio. Și culmea este, Gilda, că era atât de atent la ușurința asta pe care, repet, o turna în forme. Știi, lejeritatea o organiza foarte bine și știa foarte bine ce face, de fapt, când mai schimba ritmul, mai punea o piesă, oprea brusc și înjura. Știa foarte bine ce face, simțea ce face. Ți-am zis că asta am învățat și de la tine, cât am stat pe lângă tine în radio. De fapt, de toți cei de la Ghirila, pentru că este o naturalețe cu care vine tot acest pachet, știi? Și mulți întreabă, dar voi aveți desfășurătoare și aveți scripturi? Nu există așa ceva la Radio Ghirila, adică, mai ales în matinal, unde chiar orice se întâmplă este efemer acum, nu știu, ține o fracțiune de secundă, după care s-a zis că uiți ce spui, de fapt. N-ai cum să explici de fapt ce înseamnă radioul. Atât de frumos. Mi-am adus cu ocazia asta aminte de întrebarea pe care o auzeam mult mai des înainte să apar tu, de fapt, în viețile noastre, Gilda. Aproape zilnic venea câte un mesaj. Bine, nu aveam atât de multe mesaje pe vremea aia și nu era de bine pusă la punct mesageria, de fapt, dar pe Facebook ne întreba cineva aproape zilnic, câte cineva, dacă ne-am scris emisiunea, dacă toate chestiile sunt pregătite înainte. Nu mai țin minte. Da. În ultima perioadă cred că și-au mai dat ei seama. Yep. Doamnelor, domnilor, mulțumim foarte mult. 9:51. Ne reauzim mâine dimineață.
Radio Gherila întreabă, arhitecții răspund. Bună ziua, domnule profesor! În continuare, mesajele voastre 0758-948-948. Cum arată profesorul 2.0? Haideți să deschidem o discuție un pic mai serioasă. Da, pornim de la ideea care mi-a băgat-o în cap chiar Andrei Gheorghe. Fix asta, profesorul 2.0. Pentru inteligența dumneavoastră citiți minim 20 de pagini de carte pe zi. Este ora 11, jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viață la numai 56 de ani și fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, reținut de poliție. Cunoscutul prezentator și realizator de radio și televiziune, Andrei Gheorghe, s-a stins din viața seară la numai 56 de ani în locuința sa din Voluntari, județul Ilfov. Surse judiciare vorbesc de un stop cardiorespirator, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită de medicii legiști. Andrei Gheorghe s-a născut la 14 ianuarie 1962 în localitatea Lipețk din Rusia și are o fiică din prima căsătorie. Cu o cultură vastă și un spirit incisiv, omul de radio, absolvent al Facultății de Limbi și Literatură Străine, secția engleză-rusă a Universității din București, a impresionat prin nonconformismul său și a început cariera în 1991 la Radio Constanța, unde a fost reporter special. Apoi a realizat emisiuni la Radio Sky Constanța și TV Soti Neptun, de unde a plecat în 1996 pentru a lucra la Pro FM București, unde s-a consacrat cu emisiunile Midnight Killer, 13-14 sau Lanțul Slăbiciunilor la Pro TV. Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut astăzi de poliție într-un dosar referitor la finanțarea ilegală a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidențiale din 2007, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se află în prezent în arestul poliției judiciare din Nanterre, în apropiere de Paris, unde este audiat. Potrivit Le Monde, este pentru prima oară când fostul șef al statului francez este audiat de la deschiderea unei anchete judiciare în acest dosar în aprilie 2013. Sarkozy poate fi reținut pentru cel mult 48 de ore și ar putea fi prezentat judecătorilor, care vor decide plasarea sau nu în arest preventiv. Ancheta în cazul său se referă la o posibilă finanțare de către regimul din Libia lui Muammar Gaddafi a campaniei prezidențiale din 2007, în urma căreia Nicolas Sarkozy a ieșit câștigător. CFR Călători menține și astăzi decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel că 11 garnituri de pe ruta București-Constanța și retur și Făurei-Galați nu vor circula. În gara de nord, de altfel, din București, câteva trenuri au întârzieri. Și traficul aerian pe aeroporturile Henri Coandă și București-Băneasa se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, unele curse înregistrând întârzieri de până la 50 de minute pentru decifrare, anunță Compania Națională Aeroporturi București. La această oră, nicio cursă nu este anulată pe aeroportul Henri Coandă din cauza condițiilor meteo.